Vă salut, dragii mei, și bine ați venit la Descoperă Lumea TV! 35.000 de volume și de cataloage de documente de peste 12 secole se află în cadrul Arhivele Secrete ale Vaticanului. Dar niciuna dintre ele nu este la fel de unică ca această Biblie veche. De unde vine? Ce secrete au fost îngropate despre originile lui Isus? În acest videoclip vă prezentăm o Biblie veche de 1000 de ani care dezvăluie o poveste uluitoare, imaginea lui Isus. Peste 2,6 miliarde de creștini sunt în întreaga lume. Deși atât de mulți oameni își găsesc pacea într-o religie atât de populară, există mistere pe care nimeni nu le poate descifra, nici măcar 2000 de ani mai târziu. Descoperirea fără precedent a fost făcută de poliția din Turcia, care a recuperat o Biblie veche de 1000 de ani. Cartea Sfântă, care a fost găsită în centrul orașului turc, Tokat, este scrisă în limba veche asiriană. Cartea a fost recuperată după ce contrabandiștii au încercat să o vândă ofițerilor sub acoperire. Biblia a fost recuperată în timpul unor operațiuni ale poliției, conform ziarului turc Hurriyet. Cel mai probabil, artefactul a fost furat din Siria, țară sfâșiată de un sângeros război civil. Oamenii legii au găsit obiectul într-un vehicul oprit pentru un control. Cei 4 oameni aflați în mașină au fost reținuți pentru a explica în ce mod au ajuns în posesia acestuia. Contrabanda cu obiecte de artă a crescut în ultimii ani, după ce numeroase muzee din Siria au fost ținta hoților. Comerțul pe Piața Neagră le aduce traficanților sume considerabile de bani care ajung să financeze grupările teroriste. Cartea este extrem de deteriorată și abia se mai cunoaște scrisul, dar imaginile sunt suficient de inteligibile. Paginile Sfintei Cărți conțin reprezentări ale Maicii Domnului și ale lui Iisus Hristos, realizate din foiță de aur. Acestea s-au păstrat foarte bine, astfel încât se poate observa clar chipul Fiului lui Dumnezeu, realizat acum 1000 de ani în urmă. Multe dintre paginile din Biblie dezvăluie imagini frumoase, simboluri religioase, realizate din foițe de aur. Cartea conține o imagine clară a unei cruci, o altă ilustrație care poate fi Fecioara Maria și alte imagini care îl înfățișează pe Iisus Hristos și alte figuri din creștinism. Din cauza contrabandiștilor se pierd foarte multe obiecte istorice rare. Unele dintre acestea ajung în colecții private, în timp ce altele sunt distruse pentru totdeauna. Alte obiecte de valoare, inclusiv bijuterii și monede antice, au fost de asemenea recuperate, în timp ce această Biblie veche de 1000 de ani a fost trimisă la un muzeu. Este de așteptat ca această carte veche să ofere perspective noi asupra modului în care creștinismul s-a dezvoltat în secolele trecute. Cele mai vechi scrieri biblice datează din secolele 2-3, respectiv Codexul din Alepsi, Codexul din Leningrad, acestea din urmă conținând varianta completă a Bibliei ebraice. Nici o altă carte nu se poate compara cu Sfânta Scriptură în numărul de vechi manuscrise descoperite. Sunt aproximativ 5.300 de manuscrise vechi în limba greacă a Noului Testament, 10.000 de copii din Vulgata, traducerea latină a Bibliei, și numai puțin de 9.300 manuscrise vechi în peste 15 limbi diferite. Cartea care este a doua după Sfânta Scriptură în numărul de manuscrise vechi este Iliada poetului grec Homer. Au fost descoperite 643 de copii. Închipuiți-vă marea diferență dintre 24.600 și 643. Un om de știință spunea că dacă am considera Biblia
ca fiind chiar numai o lucrare a literaturii vechi și am supune vechile ei manuscrise cercetării critice, vom descoperi, folosind criterii corecte, că ea este în mod hotărât cartea cea mai demnă de încredere din întreaga lume. Au fost descoperite sute de manuscrise ebraice ale Vechiului Testament. Este uimitor faptul cum aceste copii au fost descoperite în diferite părți ale lumii, la distanțe mari în timp și scrise în diferite perioade ale istoriei. Totuși, comparându-le, s-au găsit identice. Nu este aceasta oare o dovadă a autenticității lor? Cât despre cărțile Noului Testament, cele mai vechi manuscrise datează aproape de timpurile apostolilor. În plus, le găsim în scrierile părinților, ale căror citate acoperă întregul Nou Testament, cu excepția numai a 11 versete. Iar cele mai vechi manuscrise ale Noului Testament, scrise pe papirus, cum este cel numit Chester Beatty, datează din secolul al II-lea. Unul dintre cele mai importante manuscrise este numit Alexandrin, care a fost găsit în Alexandria în anul 1624 și acum se află în Muzeul Britanic. Copia numită Vatican se află acum în Vatican. Manuscrisul sinoitic a fost descoperit în jurul anului 1850 la mănăstirea Sfânta Caterina și este păstrat de asemenea în Muzeul Britanic. Se zice că aceste ultime două copii ar fi fost scrise la porunca împăratului Constantin în jurul anului 330 după Hristos. Qumran este o regiune mică la nord-vest de Marea Moartă. În primăvara lui 1947, un cioban a găsit într-o peșteră două oale care conțineau 11 manuscrise vechi. Au fost vândute. 6 din ele au fost luate de un profesor de la Universitatea Ebraică. Celelalte 5 au ajuns în mâinile arhiepiscopului din Marc, o mănăstire asiriană care le-a trimis Institutului American pentru Studii din Est, din Ierusalim. S-au găsit că erau o copie completă a cărții Isaia. Părți din pânza care acoperea manuscrisele au fost trimise la Institutul de Studii Nucleare din Chicago, Statele Unite, și s-a găsit că datau din perioada 167 înainte de Hristos și 233 după Hristos. Rezultatul acesta a condus la un mare interes în întreaga lume religioasă. O misiune a fost trimisă să facă săpături în terenurile pustii din Qumran și s-au descoperit mai multe peșteri. În ele s-au descoperit 400 de manuscrise. Într-o peșteră s-au găsit mai mult de 10.000 de fragmente de vechi manuscrise care conțin părți din aproape toate cărțile Vechiului Testament. Cercetările au descoperit că aceste peșteri erau folosite ca adăpost pentru credincioșii evrei din jurul anului 125 înainte de Hristos. Monede din acel timp s-au găsit în peșteri. Dar lucrul plin de încurajare este că atunci când aceste manuscrise, inclusiv Isaia, care datează din secolul al II-lea înainte de Hristos, au fost comparate cu această carte, nu s-au găsit diferențe. Să mai fie vreun alt argument după toate acestea? Cam atât despre subiectul de astăzi. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și nu uitați să vă abonați la canal. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!